Comisarul șef de poliție Ionus Prodan, șeful Serviciului Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din cadrul Instituției Prefectului Sălaj, a declarat că, având în vedere că în perioada estivală a crescut numărul solicitărilor de a pașapoartelor depuse la sediul din cadrul Instituției Prefectului și numărul redus de solicitări la punctul mobil din Crazna, s-a decis că, începând cu data de 14 august, activitatea de primire solicitări și eliberarea pașapoartelor simple electronice la locația din Crazna să fie suspendată Potrivit acestea, reluarea acestei activități se va face imediat ce situația operativă va permite acest lucru, de precizat a fi și faptul că programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Sălaj este în fiecare zi de luni între orele 8.30 și 18.30 și de marți până vineri, inclusiv între orele 8.30 și 16.30. Plata taxelor aferente eliberării pașapoartelor se poate face atât la ghișele trezoreriilor, cât și la o instituție bancară din oraș. Suma totală ce trebuie achitată pentru pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic este de 276 de lei, din care 244 de lei reprezintă taxă contravalare pașaport și 32 de lei taxă consulară, iar pentru pașaportul simplu temporar suma este de 216 lei, din care 84 de lei reprezintă taxă contravalare pașaport, 32 de lei taxă consulară și 100 de lei tarif suplimentar.